Canicula afectează și animalele. Temperaturile excesive din aceste zile afectează grav rentabilitatea zootehniei autohtone. Practic, căldura neobișnuit de mare pentru România are din start două efecte negative. Crește prețul furajelor, respectiv pune în pericol sănătatea și chiar viața animalelor. Dincolo de problemele de sănătate pe care pot să le aibă animalele, persistența timp de câteva zile a unor temperaturi mari conduce la diminuarea producției de lapte. Fiind călduri foarte ridicate, animalele nu mai mănâncă și vor pierde în greutate. Deci, acestea nu mai au cum să producă cantitatea de lapte pe care o produc în condiții optime. Potrivit specialiștilor, situația începe să devină critică la temperaturi de peste 30 de grade Celsius. O altă problemă gravă generată de secetă este creșterea prețurilor la furaje. Canicula din ultimile săptămâni le face viața grea atât agricultorilor cât și crescătorilor de animale. Acum, când ne topim din cauza temperaturilor care au ajuns și până la 40 de grade Celsius, văcarii și ciobanii de la marginea Târgoviștei din comuna Ul se plâng de faptul că vacile, caprele sau oile nu mai au ce să mai mănânce în condițiile în care nu a mai plouat, iar iarba s-a pârjolit de-a dreptul și din cauza asta a scăzut drastic și cota de lapte pe care animalele o dau. Crescătorii de animale spun că dacă ar fi plouat măcar o dată de pe săptămână, acestea ar fi avut ce să mănânce. În lipsa ploilor, iarba s-a îngălbenit repede, iar găsirea hranei a devenit deosebit de dificilă. Crescătorii spun că dacă în zilele următoare canicula va persista, nu știu ce o să facă cu animalele. Temperatura are o influență directă, în primul rând, prin scăderea conținutului de oxigen în apă. În condițiile în care scade conținutul de oxigen, pe lângă starea de disconfort creată, intervine și faptul că se hrănesc mai puțin. Și de la faptul că se hrănesc mai puțin, înseamnă pierdere de producție, înseamnă furaje nevalorificate, înseamnă pierderea unor venituri. Nu mai dă producție din cauza că sunt mai mult în apă, de mâncare mănâncă cine știe și ăsta e timpul căldura care e canicula. Se anunță niște zile foarte... Foarte călduroase, da. Ce veți face? Trebuie să stați tot timpul după tot ele? Tot timpul după ele le scoatem afară, le înforțăm, le ia, mai intră înapoi. Asta nu avem ce să mai... Producția de lapte aproape că se înjumătăzește. S-a scăzut foarte mult. La orice animal a scăzut foarte mult, a scăzut producția laptelui. Aveți văzut că aveți și capre și oaie. Și orice a scăzut, totul. Din cauza căldurii. Din cauza căldurii, păi acum sunt caprele mele sunt la umbră, toate. Deci sunt... nu mănâncă nimic. Ce mai rețin primărăcini să poată să stea la umbră. Să stea la umbră, că altfel nu au ce să-i facă. Cele mai importante măsuri de minimalizare a efectelor negative ale caniculei. Asigurarea în permanență a apei pentru animale. Jgheaburile trebuie așezate numai în locuri umbroase. Animalele trebuie urmărite pentru ca toate să aibă acces la apă. În cazul pășunilor arse de razele solare se impune suplimentarea rației animalelor cu cereale sau fân de fâneață. Coaterea animalelor la pășunat câte 3-4 ore dimineața și seara. Amânarea montei naturale în condiții de secetă și efectuarea acesteia numai după aplicarea unei alimentații suplimentare cu 30% sau realizarea monte în sezonul normal de toamnă. Trebuie evitate manipulările și transportul animalelor în perioada căldurilor extreme. Toate acestea trebuie efectuate dimineața de vreme sau seara târziu, când afară este mai rece.